Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu Dauntless. Ei bine, hai să vedem ce alt quest putem face noi. Bun. Deja am luat un quest și aparent ne-a deblocat o nouă regiune. Băi, ești nebun, asta chiar e tare. Bun, păi hai să o luăm din loc și să vedem care este șmecheria cu noua regiune. Și să punem și vânătoarea. Sau putem să începem o vânătoare de-asta privată. Cum vine treaba asta? Adică o să fim doar noi? Da, cred că ceva de genul acesta. Hai să încercăm să vânăm monstrul ăsta de unii singuri, să vedem dacă se poate. Perfect, da? Suntem pe cale să începem și urați-mi succes și noroc, pentru că cel mai probabil o să am nevoie. Bun, avem cam jumătate de oră la dispoziție pentru vânătoarea asta și pot să-mi iau tot timpul din lume, nu de alta, dar sunt singur și nu mă stresează nimeni. Cel puțin nu deocamdată, nu trebuie să mă grăbesc, nu trebuie să fac absolut nimic. Pur și simplu sunt eu și probabil creatura. Sau creaturile în caz în care sunt mai multe, deși sincer, sper să fie doar una. Nu de alta, dar sunt singur și e nașpa să fii singur, să te bați cu mai multe creaturi deodată. Încerc să explorez și să descoper puțin insula asta. Arată ca o insulă plutitoare, nu? Am vibe-ul ăla de... Parcă am mai văzut chestia asta într-un anumit joc. Nu știu de ce, dar seamănă cu Sky Saga, dacă vi-l amintiți. The Infinite Isles, parcă ceva de genul ăsta se numea. Și era un joc chiar fain, care, din păcate, s-a cam închis pentru moment. Nu se știe mai mult legat de acel joc și de care va fi evoluția lui, dar sper la tot ce-i mai bun. Și totuși nu putem să vânăm animale, nu? Yep, nu putem să vânăm animale. Sunt curios oare de ce. Ar ajuta la crafting toată treaba asta. Binișor până acum. Am găsit o droaie de chestii interesante. Dar ceea ce este foarte important, nu reușesc să găsesc. Și anume monstru. Sau în fine, creatura pe care o vânăm noi de fapt. Da. Nu prea o văd. Deși ceva îmi spune că trebuie să fie în direcția asta. Dar haideți că vom afla cât de curând. Sunt curios dacă pot să găsesc un mod de a urca pe aici. Sper să găsesc un mod interesant și creativ de a mă urca. Sau nu neapărat. Și un mod simplu e destul de ok. Mai adun aici flori. Ia să mai vedem. Țaca-paca. Și chiar că am găsit multe flori pe aici. Și acum că joc singur, chiar pot să stau să adun resurse, să-mi văd de ale mele. Adică nu trebuie să mă stresez, nu trebuie să-mi bat capul. Vânez monstru de unul singur, ce-i drept, este mult mai greu, sau în fine, îmi imaginez că va fi mult mai greu, dar în același timp m-am cam obișnuit cu treaba asta și mai mult îmi place să mă joc de unul singur decât să depind de alți jucători.
Aha! Ia uitați ce am găsit eu. Am găsit creatura care e undeva pe aici. M-a văzut, am impresia. Nu pot să mă urc aici? Ba da, pot. Super tare. Păi, o să fac treaba asta. Și hai să vedem dacă putem să o batem. What the fuck? Oh fuck. N-a fost bine. Interesant. Băi, 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 asta nu-i bine. E destul de rea creatura. Poate aș fi avut nevoie de niște coechipieri. Ok. M-am cam lovit puțin. Ohoho. Nava mai are combustibil pentru aproximativ 25 de minute. Deci trebuie să mă grăbesc. Bun. Hai să-i mai lovesc coada. Oh, fuck, asta nu-i bine. Chiar nu-i bine deloc. Oh, shit, ce m-a lovit cu coada. Exact ce nu-mi doream. Oh, shit, nu-i bine. Mamă, dar mă lovește într-una. Hai să vedem. Ok. Ok, am colectat ceva de pe jos. Și hai să-mi refac rapid viețile aici. Mai dau câteva atacuri de astea bine plasate. Oh, shit. Mamă, e bine că m-am ferit de ăla. Oh, fuck. Hai să zicem că sunt ok pentru moment. Chiar sunt binișor. Mai îmi refac viețile. Mamă, dar e nervoasă creatura. Și hai că suntem semi-decent. Nu știu ce face acum. Ah, cred că s-a calmat sau ceva de genul. Așa pare. Nu, nu. Hai că mă duc înapoi la ea. Dar trebuie să-mi trag puțin respirația. Pentru că, după câte observați, fac mult prea mult efort încercând să fug de creatura asta. Și nu mai am energie să o bat. Bun. Hai că fug aici pe lângă ea. Perfect. Oho, la limită. Oh, shit, dar m-a lovit. Nu-i bine deloc.
Și acum, hai să mă duc pe creatură direct. Nașpa. Mă cam lovește, nu glumă. Hai să vedem dacă pot să mai îmi refac viețile. E bine că pot. Bun. Hai să ne batem cu ea. Nu știu ce o să fac acum. Opa, a intrat în pământ. Băi, ești nebun. Cred că a fugit. Păi în cazul ăsta, hai să o căutăm. Nu știu, mă gândesc că s-ar duce undeva în direcția asta. Nu știu unde altundeva ar putea să fugă. Da, haideți că aflăm imediat. Aha, am luat sprintul ăsta. Și a uitat și creatura. Este chiar aici. Hopa. 20 de minute mai avem combustibil pentru navetă. Deci trebuie să ne cam grăbim. Bun. Atacăm pe la spate. Oh, shit, m-a lovit de mala mama naibii. Și acum să vedem. Bă, ce se ferește? Să cam ferește în dragi creatura asta. Trebuie să o momesc într-un fel. Opa, păzea. Îi atac coada pe cât posibilul. Dar nu mi-e chiar atât de ușor. Ia să vedem. Perfect! I-am tăiat coada. Exact ce-mi doream. Bun, păi de acum lucrurile ar trebui să fie relativ mai simple. Mamă, dar ratez într-o veselie. Fuck, asta a fost puțin neașteptată. Mai îmi trag sufletul și imediat o să atacăm din nou. Ok. Pauză, ginuțule. Chiar trebuie să iau o mică pauză. Și eventual să-mi trag respirația puțin aici. Deși nu a fost o idee foarte bună. Hai să atacăm din nou. Oh, shit. S-a atacat creatura. Ok. Mă refac viețile. Să vedem dacă pot să sar pe ea. Evident că pot. Așa, hai că sunt bun. Sau în fine, așa mă cred eu acum. Hopa. M-a cam lovit în aer.
Ia să vedem. Ce o să fac acum? Ah, văd că se calmează. Băi, o duc cât de cât decent. Oho! Bun! Hai că am făcut challenge-ul ăsta. De fapt, vânătoarea asta. A durat ceva. Dar zic eu că a fost super mișto. Și m-am descurcat de unul singur. Ceea ce este mai mult decât genial în opinia mea. Și eu sunt super mulțumit de ce am făcut. Acum o să mergem, o să raportăm quest-ul și probabil o să ne vedem în continuare de treaba noastră. Bun, și acum că ne-am întors din vânătoare, haideți să raportăm și quest-ul. Sounds like it was quite a hunt. Bun. Băi, ne-am descurcat super bine singuri și cred că am câștigat ceva interesant. Ia să vedem. Oh! Ca să vedeți. Cred că asta este reputația din joc, cu care nu am făcut cunoștință până acum. Și nu o să mai au alt quest. Back to the fight. Vreau să vedem în jurnal. Ia uitați. Suntem Slayer de nivel 1. După atât timp, am reușit să ajung și eu Slayer de nivel 1. Și după cât observ, există câteva quest-uri. Avem daily și weekly. Și avem și level cu progres și cu reward. Băi, cât de tane. Foarte mișto. Bun. Păi, dragi prieteni, acestea fiind spuse, noi o să ne oprim aici cu acest episod. Ia uitați, unii ce armură au. Ăsta seamănă într-un fel cu The Retarded Knuckles. Observați cu părul ăla oarecum roșu, cu armura asta. Poate sunt doar eu. Dar acestea fiind spuse, noi o să ne oprim aici cu acest episod. Sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant. Și în caz în care v-a plăcut, dați un like. În caz în care nu, puteți oricând să-i dați un dislike. Și nu uitați să vă abonați. Foarte important este să vă abonați. Și dacă tot v-ați abonat, apăsați și pe clopoțel, pentru că până la urmă este gratuit. O zi excelentă vă doresc, la revedere!